Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Dragi frați și surori, vă invit să redeschideți Evanghelia în Matei, capitolul 13. Și în seara aceasta, la lecția numărul 3 din pildele Mântuitorului, să ne îndreptăm privirea spre pilda neghinei. Cu ajutorul Domnului joia trecută, am cercetat pilda semănătorului. În seara aceasta, continuăm cu următoarea pildă, respectiv pilda neghinei. Pilda neghinei este cuprinsă între versetele 24 și 30 și de asemenea interpretarea ei făcută de Domnul Iisus între versetele 36 și 43 din acest capitol. Între aceste două texte biblice este inserată pilda grăuntelui de muștar și a aluatului, din care nu vom citi în această seară. Vă invit să stăm înaintea Domnului în picioare, în cinstea Lui, în semn de respect pentru cuvântul Său și să citim această pildă. Repet, Matei, capitolul 13, începem cu versetul 24. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și i-au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are deci neghină? El le-a răspuns: Un vrășmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis: Vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș și la vremea secerișului voi spune secerătorilor: Smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Continuăm cu versetul 36. Atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au zis: Tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. El le-a răspuns: Cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Vrășmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului. Secerătorii sunt îngerii. Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce se vârșesc fără de legea. Și îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Cine are urechi de auzit să audă. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Stimată biserică a Domnului Iisus, în călătoria vieții, cu ușoare și grele, cu bune și rele, în seara aceasta suntem în sanctuar să ne închinăm, să ne smerim, să stăm în fața Domnului pentru a primi mângâiere, har și putere și în urma rugăciunii, a cântării de laudă, a cercetării cărții Obadia, iată-ne în a doua parte a serviciului divin spre încheiere, având intenția să cercetăm această pildă a neghinei spusă de Domnul Iisus Hristos, cu scopul ca oamenii din vremea Lui să adâncească înțelegerea lor despre împărăția Lui Dumnezeu. Și scopul acesta este și noi să adâncim înțelegerea noastră despre împărăția lui Dumnezeu. Pilda aceasta o găsim doar în Evanghelia după Matei. Pilda neghinei este una dintre cele 15 pilde care sunt spuse despre împărăția cerurilor, spuse de Domnul Iisus Hristos, 7 dintre ele fiind incluse în capitolul 13 din care am citit. Cuvântul împărăție este menționat de 55 de ori numai în Evanghelia după Matei, motiv pentru care Evanghelia aceasta este supranumită Evanghelia Împăratului. Expresia Împărăția Cerurilor este găsită de 35 de ori în Matei și în celelalte trei Evanghelii. Din totalul de 15 pilde din Evanghelia după Matei, 12 încep cu expresia Împărăția Cerurilor se aseamănă. Pilda neghinei
Asemenea, pildei semănătorului face parte din categoria pildelor interpretate de Domnul Iisus Hristos, de aceea este mult mai ușor să înțelegem mesajul, fiindcă nu este nevoie de o interpretare personală, avem interpretarea Domnului Iisus Hristos. Observați că primul text pe care l-am citit este rostirea pildei, al doilea este tălmăcirea sau interpretarea pildei. Mai întâi aș vrea să privim la diferențele dintre cele două pilde, respectiv pilda semănătorului pe care am studiat-o joia trecută și pilda neghinei pe care o studiem în această seară. Observarea diferențelor dintre cele două pilde sunt de-a dreptul interesante și folositoare pentru noi. Priviți, vă rog, la faptul că în pilda semănătorului accentul cade pe reacția inimii omului, simbolizat de pământ, categoria de pământ. Deci accentul cade pe reacția inimii omului la mesajul Evangheliei, simbolizat prin sămânța aruncată. În pilda neghinei, accentul cade pe lucrarea diavolului care vine și în grâu seamănă și neghină. Apoi, în pilda neghinei avem o singură categorie de pământ și două categorii de sămânță. Timp în care, în pilda semănătorului, avem o singură categorie de sămânță și patru categorii de pământ. În pilda neghinei, în pilda semănătorului este un singur semănător. În pilda neghinei sunt doi semănători. În pilda semănătorului, diavolul compromite pământul. Trei dintre cele patru categorii de pământ sunt compromise. În pilda neghinei, compromite sămânța. În pilda semănătorului, sămânța rămâne veritabilă, aceeași peste tot. În pilda neghinei, sămânța este compromisă de o a doua categorie de sămânță adusă de al doilea semănător. Diferențele acestea dintre cele două pilde sunt normale, deoarece nu este aceeași pildă. Și Domnul Iisus Hristos, când a spus pilda semănătorului, a avut în vedere reacția diferită a oamenilor care ascultau Evanghelia. Priviți, vă rog, înainte de pilda semănătorului, capitolul 12. Minunea cu prorocul Iona. Atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și au zis: vrem să vedem semne de la tine, pentru că nu credem în tine. Și Domnul vrea să spună: voi sunteți aici împreună cu ucenicii mei. Eu rostesc cuvântul, arunc sămânța, în inima ucenicilor aduce rod, în inima voastră nu. Și voi spuneți: sămânța este rea. Dar eu vă întreb, dacă sămânța este rea, cum aduce rod în inima ucenicilor și în inima voastră nu? Voi nu înțelegeți că pământul inimii voastre este rău? Acum Domnul, în a doua pildă, nu mai vrea să sublinieze reacția diferită a oamenilor la Evanghelie, ci vrea să surprindă lucrarea diavolului alături de lucrarea Tatălui, care încearcă să o copieze și să semene confuzie. Această confuzie este refuzată de mulți, dar acceptată de asemenea de mulți. Una dintre întrebările care se nasc în mintea noastră atunci când citim pilda aceasta este și următoarea: țarina este lumea sau biserica? Veți spune, este ușor de înțeles ce este, fiindcă Domnul clarifică problema, spunând în versetul 38, țarina este lumea. Țarina este lumea, pentru că așa spune Domnul Iisus Hristos, nu biserica, pentru că în lume păcatul este tolerat, în timp ce nicăieri în Biblie nu citim că în biserică trebuie să fie tolerat păcatul. În Biblie nu găsim învățătura aceasta că păcatul trebuie tolerat până la vremea sfârșitului și doar atunci, la vremea sfârșitului, va veni Domnul și va face ordine în biserică. Priviți ce spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 5, comentând acest subiect. Versetele de la 9 la 12. V-am scris în epistola mea să nu aveți nicio legătură cu curvarii, însă nu am înțeles cu curvarii din lume sau cu cei lacom de bani din lume, sau cu cei hrăpăreți, sau cu cei ce se închină la idol din lume, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ci v-am zis să nu aveți niciun fel de legătură
cu vreunul care, deși își zice frate, unde își zic oamenii frate, în lume sau în biserică? Deși își zice frate, totuși este curvar, lacom de bani, închinător la idoli, defăimător, bețiv sau hrăpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie să mâncați, dar nu în vremea sfârșitului, acum. În adevăr, ce am eu să-i judec pe cei de afară? Nu e datoria voastră să-i judecați pe cei dinăuntru? Ba da, când? La sfârșitul veacurilor? Nu, acum. Pe cei din biserică îi judecă biserica, pe cei din lume îi judecă Dumnezeu. Priviți versetul 13. Cât despre cei de afară îi judecă Dumnezeu. Dumnezeu îi judecă pe cei de afară. Dar cum îi judecă Dumnezeu pe cei de afară? Uitați-vă la ei. Fac păcat după păcat și Dumnezeu nu îi judecă? Mor după o viață de 70 de ani trăit în păcat și Dumnezeu nu îi judecă? Dar Scriptura spune, la sfârșitul veacurilor. De aceea Pavel se întoarce la biserică, la anturajul din biserică și spune, dați afară deci din mijlocul vostru răul acela. Lumea nu-l dă, dar biserica trebuie să-l dea. Dacă sunt păcate în inima credincioșilor din biserică, ele nu trebuie tolerate, ele trebuie mărturisite și ele trebuie părăsite. Pentru că în biserică se accentuează sfințenia și oamenilor li se recomandă corectarea defectelor, slăbiciunilor, greșelilor, învățarea din experiențele falimentare din trecut și îndreptarea înspre neprihănire. Dacă sunt păcate publice, repet, prima oară am afirmat dacă sunt păcate în inima credincioșilor. Noi nu știm ce este în inima credincioșilor. Noi nu putem judeca inimile oamenilor și cugetele oamenilor. Dar dacă sunt păcate publice în biserică, ele nu trebuie tolerate, ci ele trebuie pedepsite și îndreptate. Uitați ce spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 5. Am hotărât ca un astfel de om, care? Curvarul din Corint. Era un păcat public? Da. Se auzise de el? Da. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, dar nu pentru distrugerea sufletului, ci pentru ca Duhul lui să fie mântuit în ziua lui Iisus Hristos. Dacă vine cineva la voi, 2 Ioan, versetele 10 și 11, dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura biblică și vă aduce o altă învățătură, să nu-l primiți în casă, pentru că cine îi zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele, adică se asociază. Observați că atunci când noi găsim de bine păcatul pe care îl face cineva, noi ne asociem cu păcatul acelui om. Cu scopul de aplicație practică însă, această pildă poate fi aplicată și în biserică. Cu scopul de aplicație practică, ea poate fi aplicată și în biserică, dar cu privire la judecata păcatelor publice, pentru că numai în cunoștința acestora suntem noi și în baza dovezilor, noi putem să ne facem o idee despre păcatul acesta pe care îl putem evalua. Aduceți-vă aminte că Moise a scris în ultima lui carte între cele cinci, respectiv în Deuteronom, lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu, lucrurile din inima oamenilor ascunse, din mintea oamenilor sunt ascunse, acestea sunt ale lui Dumnezeu. Noi nu putem judeca ce gândește și ce simte un om, pentru că ce instrumente avem să evaluăm și să dovedim că este adevărat, e adevărată bănuiala noastră. Dar când un om face cu fapta, nu în inimă sau în minte, ci cu fapta, și e văzut de ochii oamenilor, de mai mulți ochi, dintr-o dată, faptul că e văzut, e auzit cu urechea, este scris, lucrul acesta este o dovadă, se numește un păcat public și acesta poate fi judecat. Dar când omul are un păcat în inima lui, un păcat în mintea lui, n-ai nicio dovadă despre el, Dumnezeu are, de aceea numai Dumnezeu îl poate judeca. Repet, cu scopul de aplicație practică, noi putem să ne gândim în perspectiva pildei neghinei și la biserică. Priviți, această idee este prezentă și în alte pilde din spuse de Domnul din Evanghelie. Ascultați-mă, pilda năvodului vorbește despre pești buni și pești răi, sămânță bună și sămânță rea. Pilda celor 10 fecioare vorbește despre o parte dintre fecioare bune, credincioase, veghetoare, atente, iar celelalte 5, cealaltă jumătate,
neînțelepte și neveghetoare. Pilda celor doi robi. Un rob bun, un rob rău. Pilda talanților. Doi slujitori buni, un slujitor rău. Pilda judecății finale sugerează ideea că există două categorii de credincioși în biserică. Oamenii au tendința să-și facă iluzii în legătură cu neprihănirea ideală din biserică. Și aici o să vă rog să vă încordați atenția cât vă permite capacitatea de concentrare după o zi de lucru. Oamenii au tendința să-și facă iluzii în ceea ce privește neprihănirea din biserică. De ce? Pentru că oamenii vin la biserică cu așteptări la nivelul excelenței. Paguba unei astfel de așteptări este în primul rând ireală și în al doilea rând riscantă. De ce este ireală? Este ireală pentru că întotdeauna între oamenii pocăiți există și oameni nepocăiți. Între oamenii maturi există și oamenii imaturi. Între oamenii cu minți și liniștiți, din cele mai bune și educate adunări ale credincioșilor, există și oameni altfel. Mai mult de atât, este riscantă pentru că, având așteptări ideale de la biserică, dezamăgirea va fi pe măsură de mare în momentul în care vei identifica în adunare, după șederea la o lună, un an sau 10, anumite comportamente care numai în lume se mai întâlnesc. Aplicația acestei pilde la biserică, dacă o aplicăm doar ca și aplicație practică, aplicația acestei pilde la biserică devine importantă pentru că ne învață următoarele lucruri. 1. Ne ferește de descurajare. Cel mai mare dușman al vieții spirituale. Uitați ce vreau să spun. Vreau să spun că ideea că în biserică credincioșilor li se întâmplă să păcătuiască este o realitate pentru pe care cei mai mulți dintre noi o acceptă foarte greu. Când un om vine din lume, din păcat, și ajunge în adunarea credincioșilor, în mintea lui are așteptări de 100%. El crede că aici nimeni nu greșește. El crede că aici nimeni nu păcătuiește. El crede că aici absolut nimeni nu spune o vorbă neînțeleaptă sau ne la locul ei. Aici există niște sfinți cum sunt cei pe care bunica lui îi avea pe perete. Numai că venind de mai multe ori aici, realizează că și aici oamenii greșesc. Nu ca stil de viață după cum se întâmplă în lume, dar și aici oamenii greșesc la nivel de accident sau de întâmplare, sau de alunecare deodată într-o greșeală, sau de neveghere, sau de neatenție, sau de imaturitate. Nu e stil de viață așa cum e în lume. Nu se face cu mândrie, cu nonșalanță, se face cu rușine. Există pocăință, mărturisire și părăsire. Dar există astfel de întâmplări. Și oamenii când vin în biserică și aud despre astfel de lucruri, spun, și în biserică se întâmplă asta. Al doilea lucru, ne ferește de judecată. Oamenii care nu sunt descurajați de anumite accidente păcătoase din biserică vor cădea într-o altă extremă mai păgubitoare decât prima. Dacă descurajarea este cel mai mare dușman al vieții spirituale, judecata e cel mai frecvent păcat din biserică. Datorită slujbei pe care o am și fiind între dumneavoastră frate între frați, văd lucrul acesta foarte bine. Marele păcat al oamenilor de a vorbi în necunoștință de cauză. Aud o informație la un colț și dintr-o dată își începe să construiască în mintea lui să editeze un film pe marginea acestei informații. El nu are informații despre problema aceasta, nu cunoaște cazul. Sursa de la care s-a informat nu-i competentă, este așa la mâna a zecea. Dar omul crede asta, orică îi place să creadă, orică este o persoană fără de respect față de adunarea lui Dumnezeu. Și atunci începe să construiască un film și filmul acesta îl pune pe spatele adunării și spune, așa este. Nici vorbă să fie așa, dar în mintea lui așa este. Oameni care nu se informează, oameni care au tot felul de lucruri și le cred din anumite motive. Orică așa le place să fie, orică cine știe, deci așa e omul obișnuit în natura lui.
Cel mai frecvent păcat din biserică este acesta. Îi judecă oamenii pe oameni. Atunci când omul se judecă pe sine, face un lucru bun. Când îl judecă pe altul, mai ales fără să cunoască contextul, fără să cunoască situația, fără să se informeze în mod competent și fără greșeală de toate elementele cazului, omul acesta desigur greșește. Întrebarea mea este, Dumnezeu și-a schimbat așteptările cu privire la păcatul acesta? Sigur că nu. Oamenii care nu se descurajează la greșelile făcute în adunare, din nefericire, dacă rezistă să nu se descurajeze și continuă să vină la biserică, să fie tari, să slujească, ei riscă să cadă într-un alt păcat, păcatul defăimării, păcatul judecării, păcatul criticismului, care este la fel de vinovat ca și primul. Priviți, vă rog, analiza pildei neghinei. Verbul din introducerea pildei, din prima afirmație, din prima propoziție, este la timpul prezent. Și pilda începe cu următoarea expresie. Împărăția cerurilor se aseamănă cu. Împărăția cerurilor se aseamănă cu. Când se aseamănă cu? Acum. Dar acum a fost ieri pentru cei care au trăit ieri. Acum a fost acum 2000 de ani pentru cei care au citit Biblia acum 2000 de ani. Acum este acum pentru noi când citim Biblia. Priviți, vă rog, că acest verb e tot timpul la timpul prezent când îl citești. Vreau să spun că verbul acesta ne sugerează faptul că în lume, de la prima generație de oameni și până la ultima generație de oameni, vor fi și oameni buni și oameni răi. Și noi suntem tentați să spunem că există oameni răi pentru că nu învață nimeni să facă binele. Dumneavoastră știți că nu este adevărat. Foarte puțini oameni sunt răi pentru că nu au auzit de alternativa binelui. Cei mai mulți oameni sunt răi, nu pentru că nu știu drumul binelui, ci sunt răi pentru că aleg calea răului datorită inimilor rele și datorită altor factori negativi care domină ființa lor. Trăiesc în întuneric, au o inimă rea și necredincioasă, interesele lor sunt rele, anturajul lor e rău. Când un astfel de om aude Evanghelia, o aude degeaba. 10 fecioare și 5 rămân afară. 2 femei la moară și una rămâne afară. 2 oameni într-un pat și unul rămâne afară. 2 oameni pe acoperișul casei și unul rămâne afară. Mai mulți slujitori primesc talanți de la stăpân și unul spune să fie aruncat afară. Unuia îi se spune să fie aruncat afară. Observați, toate 10 fecioare au trăit în același context. Au avut parte de aceeași educație și totuși 5 dintre ele n-au beneficiat de ea. E vorba de lipsa informației? Nu. Este vorba de o inimă rea și necredincioasă. Omul care nu vrea să se pocăiască, nu-l pocăiește nici părinții, nu-l pocăiește nici soțul, nu-l pocăiește nici soția, nu-l pocăiește nici păstorul și de cele mai multe ori nu-l pocăiește nici Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu vrea să aibă în cer un grup de oameni pe care i-a obligat să se pocăiască. Dacă așa stau lucrurile, ar fi cinstit să-i oblige pe toți. Încă un lucru important să fie remarcat este faptul că stăpânul, care este Dumnezeu, permite vrăjmașului, care este diavolul, să semene sămânța, care este neghina în grâul semănat de stăpân, în țarina sa, care este lumea. Stăpânul permite lucrul acesta. Argumentul meu este faptul că atunci când stăpânul aude de la lucrători că în holdele lui de grâu a ieșit și neghină, el nu este surprins. Și când întreabă lucrătorii, stăpâne, n-ai semănat doar grâu, de unde e neghină? El nu spune, nu știu. El nu spune, probabil că, aduceți-vă aminte ce spune el. El spune următorul lucru. Un vrășmaș a făcut lucrul acesta. Vreau să vă spun că în Orient, în timpul în care Domnul a rostit această pildă, era foarte obișnuită această metodă de răzbunare. Dacă un om înstărit avea mult pământ și îl semăna cu grâu, oameni care îl invidiau sau îl urau din anumite motive,
luau sămânță de tot felul de burieni, de buruieni sau de neghină și mergeau și o aruncau peste tot în grâul semănat de omul bogat ca să-i compromită recolta. Era foarte frecventă metoda aceasta de răzbunare pe oamenii bogați în vremea aceea. Domnul Iisus ia această imagine care era normală atunci, anormală astăzi. De aceea noi nu înțelegem așa de bine semnificația. Pentru noi nu are o rezonanță la fel de puternică ca și pentru oamenii de atunci. Deoarece noi nu mai trăim în cultura aceea. Noi trăim într-o altă cultură, într-o eră tehnologizată la o distanță de 2000 de ani de atunci, unde noi nu mai suntem implicați direct în viața agrară, adică în agricultură, în sămânțarea pământului și în recoltarea acestuia pentru bucata de pâine zilnică. De aceea este nevoie de explicație și fiecare explicație de felul acesta lărgește orizontul gândirii noastre și începem să pricepem de ce Domnul dă aceste detalii. Detaliile acestea la vremea aceea erau reale în contextul profesional pe care Domnul îl surprinde și cu care compară un adevăr biblic teologic din împărăție. Pentru ei era limpede, ei știau că în vremea aceea oamenii răi compromiteau sămânța oamenilor bogați, mergând noaptea și aruncând sămânță rea în cultura lor de grâu. De aceea Domnul vine cu această imagine normală atunci, cunoscută atunci, obișnuită atunci, dar neobișnuită astăzi. Metoda de lucru a celor doi oameni este cu totul diferită. Priviți, vă rog, stăpânul țarinei, Dumnezeu, seamănă ziua, în timp ce stăpânul, vrăjmașul, seamănă noaptea, el seamănă în ascuns la adăpostul întunericului. Din moment ce ziua a semănat el și sămânța de neghină a fost semănată noaptea, stăpânul și-a dat seama că nu putea un om cu bune intenții să semene noaptea în întuneric și pe proprietatea altuia. El a știut că este vrăjmașul. Pe vrăjmaș îl poți identifica pentru că îl vezi sau îl poți identifica după metodele care le folosește. Nu-i suficient, nu-i nevoie să-l vezi. Dacă identifici metodele pe care le folosește, îți dai seama că stăpânul nu lucrează în felul acesta. Stăpânul nu lucrează noaptea. El lucrează după adevăr, el nu are nimic de ascuns, el este transparent, lui nu este rușine de ce face. El lucrează după adevăr. Numai că vrăjmașul lucrează noaptea, fiindcă ceea ce face nu-i normal. El știe că nu-i normal, dar nu se poate înfrâna. Ura din inima lui este atât de mare și pentru că a pierdut războiul în cer când l-a aruncat Dumnezeu în văzduh, acum încearcă să-l sâcâie pe Dumnezeu și să-i compromită lucrarea, lumea, Israelul și chiar și biserica. După metodele pe care le folosește vrăjmașul, îl poți identifica fără să-l vezi. Nu-i nevoie să-l vezi, pentru că lucrând noaptea, îți dai seama că nu-i stăpânul. Stăpânul lucrează ziua. Domnul spunea, cât este ziua, trebuie să lucrezi. Domnul nu lucrează niciodată noaptea. El nu merge pe ascuns. El nu procedează așa. El ce are de spus spune, iar ce nu spune, n-are de spus. Nu trebuie să-l vezi pe vrăjmaș ca să știi că este el. Văzându-i metodele de lucru, privind la urmele pașilor și identificând metodele folosite, îți dai seama că este el, pentru că niciodată vrăjmașul nu folosește metodele lui Dumnezeu. Dumnezeu spune adevărul, vrăjmașul minte, el e tatăl minciunii. Dumnezeu lucrează în adevăr, vrăjmașul lucrează în neadevăr. Dumnezeu lucrează ziua, vrăjmașul lucrează noaptea. Dumnezeu pune sămânța în proprietatea lui, vrăjmașul se duce și violează proprietatea altuia, semănând în proprietatea altuia o sămânță nefolositoare care îi compromite recolta. Stăpânul n-ar face niciodată așa ceva. Nici nu-i nevoie să facă, că tot pământul și cerul și universul este al lui. Vrăjmașul este cunoscut pentru că îl vezi și este recunoscut pentru că identifici metodele specifice lui. El are un caracter și deopotrivă, el are un caracter rău și deopotrivă îi sunt și metodele de lucru.
Observați că vrăjmașul însă seamănă o sămânță similară cu grâul, cu sămânța stăpânului. Cei mai mulți dintre noi care suntem mai în vârstă și care am crescut în România și am crescut la sat sau am avut bunici la sat, am mers la țară ori pentru că am trăit acolo, ori pentru că am mers în vacanță, știm ceea ce e o neghină. Neghina este extrem de asemănătoare cu grâul. Este o plantă înrudită cu grâul sau cu garofița și este foarte asemănătoare cu grâul. În limbajul popular este numită zizanie. Termenul acesta vine de la cuvântul din limba greacă care o denumește. Ce putem învăța de aici? Putem învăța de aici următorul lucru. Răul întotdeauna se aseamănă cu binele. Vrășmașul niciodată nu vine să facă un rău care este diametral opus binelui, fiindcă oamenii l-ar identifica și s-ar feri de el. Dar vrășmașul încearcă să facă un rău care are 90-95% adevăr. El se mulțumește cu puțin rău, știind că puțin a luat dospește toată plămădeala. Observați că stăpânul a știut de la început că vrășmașul a semănat neghină, dar lucrătorii n-au știut de la început. Când află ei de prezența neghinei în grâu? Atunci când grâul crește și deopotrivă cu el și neghina. Uitați ce vreau să spun, frați și surori. Atunci când neghina este în grâu și sunt mici, nu se deosebesc așa de bine. Cel mai bine se deosebesc chiar înainte de secerare, de recoltare. Știți de ce? Spicul de grâu, pentru că are multe boabe și este greu, se apleacă sub greutatea boabelor. Neghina fiind goală, rămâne țapănă, dreaptă, în picioare, ca un băț. Toate boabele, toate spicele de grâu, datorită rodului bogat pe care îl conține, 60, 100 sau 30, se apleacă pentru că are rod și stă cu capul aplecat. Dar neghina n-are de ce să se aplece. Ea este ușoară, ea stă dreaptă. Observați că lucrătorii atunci au identificat neghina în grâu, atunci când grâul a crescut. La început nu a existat decât grâul, adică binele. Răul nu a fost creat de Dumnezeu. El a fost introdus în creație prin alegerea diavolului de a păcătui, dorind să fie asemenea lui Dumnezeu. Păcat, sămânță pe care a indus-o, a infuzat-o și în mintea Evei, semănând sămânța răzvrătirii. Răzvrătirea este cel mai vechi păcat din lume și dacă vreți să mă credeți, este și cel mai nou păcat din lume. Tendința umană a oamenilor este să se răzvrătească, pentru că invidia îi pune pe oameni să fie ca cel mai tare, ca cel mai mare, ca cel mai bogat, ca cel mai puternic. Oamenii nu suportă inferioritatea datorită dorinței de concurență și datorită mândriei. Concurența este una dintre cele mai puternice surse de păcat. O fată stă liniștită, indiferent cum arată, până când nu se compară cu una mai frumoasă. Când se compară cu una mai frumoasă, dintr-o dată, ea se identifică urâtă. Un om este normal până când se compară cu altcineva și când se compară cu altcineva care de obicei e mai sus decât el, dintr-o dată se naște păcatul de invidie pe cineva care are mai mulți bani, pe cineva care are copii mai frumoși sau mai deștepți și așa mai departe. Neghina nu este folosită de Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu-i trebuie neghină. Nu plantează neghină și nu seceră neghină. Dumnezeu nu folosește niciodată neghina. Dumnezeu plantează grâu, recoltează grâu și depozitează grâu. Diavolul seamănă neghină, îngerii seceră neghina și o aruncă în foc, dar neghina nu va intra niciodată în grânarul sfânt al lui Dumnezeu. Neghina nu folosește nimănui. Ea este un parazit care se hrănește prin rădăcinile ei de la rădăcinile grâului. Dacă se întâmplă ca boabele de neghină să fie recoltate împreună cu boabele de grâu și este măcinat împreună cu grâul, rezultă o făină cu un gust foarte neplăcut și cu proprietăți toxice. Aduceți-vă aminte de ce spune Scriptura. Nimic întinat, zbârcit, nu va intra în cer. O selecție sfântă și perfectă va face Dumnezeu între grâu și neghină. O selecție absolut sfântă.
Problema noastră nu-i selecția lui Dumnezeu, ci este calitatea noastră de grâu. Smulgerea neghinei înainte de vreme este o intenție bună, dar rezultatele ar fi fatale. De ce rezultatele ar fi fatale? De ce Dumnezeu nu permite lucrătorilor să smulgă neghina din grâu astăzi? În primul rând, pentru că grâul și neghina sunt încă necoapte, pot fi ușor confundate. Numai la coacere grâul se apleacă, neghina rămâne dreaptă. De aceea, smulgând neghina, multe spice de grâu riscă să fie smulse din pământ. În al doilea rând, rădăcinile sunt atât de întrepătrunse, învecinate ale grâului cu neghina, încât smulgând neghina, cu siguranță vei smulge și plantele de grâu vecine cu ea. În al treilea rând, dacă slujitorii ar fi încercat să smulgă neghina, ar fi călcat în picioare toată holda, toată recolta, fiindcă neghina este presărată peste tot, nu numai în centru sau la margine. Apoi, incapacitatea și subiectivismul ființei umane de a selecta cu precizie neghina ar afecta negativ o evaluare corectă și o judecată corectă. Noi oamenii nu cunoaștem tainele inimii, nu cunoaștem motivațiile. Noi oamenii judecăm după ce vedem. Gândiți-vă dumneavoastră dacă exemplul pe care îl dau nu este corect. S-ar putea să existe o persoană care a trăit toată viața foarte rău și rău este și acum. El intră în adunare și în seara aceasta are un comportament foarte pios și dintr-o dată noi credem despre el că e un om foarte bun, credem că e cel mai bun dintre pocăiți. De ce? Noi nu-i cunoaștem inima și păcatele care le ascunde. Poate exista și invers. Un om care toată viața a trăit în frică de Domnul, intră în adunare și dintr-o dată, în un moment de neveghere, poate are un gest sau un cuvânt, îi scapă în el la locul lui. Nu i s-a întâmplat niciodată, doar acum. Toată adunarea crede că e un om de nimic. Ei, Dumnezeu știe că acum e prima oară când i s-a întâmplat treaba asta. Dar noi nu știm. Noi punem eticheta și spunem, e un om rău. Vedeți, noi oamenii judecăm după criterii extraordinar de nedrepte. Și ne propulsăm, ne autopropulsăm pe poziții de judecători, dăm definiții, tragem concluzii, spunem ăla-i așa, ăla-i așa, ăla-i așa. De parcă noi am fi Dumnezeu să cunoaștem inima oamenilor. Oamenii care își permit să facă asta trădează lipsă de teamă de Domnul, trădează o îndrăzneală ieșită din comun și nespecifică oamenilor lui Dumnezeu. Și mai apoi, ei vor trebui să dea socoteală stăpânului de dreptul și de îndrăzneala pe care și-au asumat-o să judece lucru pe care nu trebuie să-l facă decât Creatorul. În încheiere, câteva concluzii. Neghina nu poate fi niciodată altoită în grâu. Neghina, sămânța ei trebuie să moară și să se nască o sămânță nouă, o plantă nouă. Trebuie să existe o moarte și o naștere, o altoire, o schimbare, o îmbunătățire, niciodată nu dă randament. Dacă păcătosul nu se pocăiește și nu face fapte vrednice, adică demonstratoare ale pocăinței lui, atunci nu există nicio șansă pentru el. Prezența la adunare, slujirea în adunare, anumite sacrificii făcute pentru adunare sau lucrarea lui Dumnezeu nu câștigă favoarea stăpânului. Neghina este o trăsătură a naturii sale, nu este un lucru mărunt. Iar neghina niciodată nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, Domnul trage atenția fiecăruia dintre noi și ne spune următorul lucru. În inima noastră, diavolul, dincolo că face asta în lume, în Israel, chiar și în biserică, în inima noastră, el vrea să semene neghină. Și neghina aceasta poate avea o mie de forme. Nemulțumire, răzvrătire, invidie, mândrie și tot. Biblia vorbește despre foarte multe manifestări păcătoase. La unul seamănă o sămânță care este prielnică lui, se potrivește în contextul lui. La altul nu merge, seamănă altceva. Dar el încearcă, în grâul semănat de Domnul, să compromită sămânța, să compromită rodul și să semene neghină.
În această seară vă invit, pentru că încă nu v-ați desăvârșit alergarea și n-ați sfârșit-o. Stați cu smerenie înaintea Domnului în rugăciune, uitați-vă la viața dumneavoastră, uitați-vă la neputințele dumneavoastră spirituale, la slăbiciuni, la abateri, la greșeli și cereți lui Dumnezeu puterea să vă sfârșiți alergarea cu bine, atât dumneavoastră cât și cei dragi din casele dumneavoastră, ca să nu fie zadarnică o mare porțiune de alergare bună în viața noastră, dar compromisă spre sfârșit prin semințe de neghină semănate de vrășmaș. Vrășmașul vrea să ne distrugă, Dumnezeu vrea să ne păstreze ca o recoltă bună cu 100 de boabe, cu 60 sau măcar cu 30, că și aia e bună până la sfârșit. Dumnezeu să ne ajute. Scumpii mei, în încheiere vă invit să ne ridicăm și cu inimă, cu pocăință, să ne rugăm Domnului, fiecare în dreptul lui și a casei lui. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.